Acest program informativ este destinat și persoanelor cu deficiențe auditive sau de vedere. O scrisoare în care vor fi expuse problemele agricultorilor din Republica Moldova ar urma să fie transmisă la Bruxelles. Revenim cu detalii. Din 2025, cetățenii Republicii Moldova ar putea călători cu buletinul în țările din Uniunea Europeană. Din 1 martie anul viitor, actele de identitate vor fi îmbunătățite. Scandal din cauza unui drum la Chircăiești, raionul Căușeni. Mai mulți vecini din localitate învinuiesc o familie cu o parte din drum care servea altădată drept drum de acces a fost îngrădit. Întreaga poveste la știrile Agro TV. O scrisoare în care vor fi expuse problemele agricultorilor din Republica Moldova ar urma să fie transmisă la Bruxelles. Declarațiile au fost făcute de către fermieri după întrevederea cu ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Vladimir Bolea. În același timp, autoritățile au promis că următoarea ședință, unde vor fi discutate celelalte revindicări, va fi organizată, cel mai probabil în data de 28 februarie, cu participarea reprezentanților băncilor comerciale. S-a discutat în mare parte despre creditul ăsta care trebuie să fie până cu un plafon până la 2 milioane pentru mijloace circulante. S-a discutat despre rambursarea TVA-ului necondiționat, s-a discutat despre compensațiile care de unde se pot lua ca să, și anume, s-a pus mult accent pe compensațiile de la Uniunea Europeană ca să fie deblocat cât mai rapid acești bani să vină spre agricultură și nu doar spre agricultură, dar spre sectorul real al economiei. Totodată vă aduce la cunoștință că mâine domnul ministru ne-a spus că ne va furniza acea scrisoare care va merge la Bruxelles. Da, acea scrisoare urmează să fie o scrisoare în linii mari cu ajutor sau rezolvarea anumitor probleme în domeniul agricol. Ne referim la toți, cum a zis colegul meu, zootehnie, pomicultură și absolut. La rândul său, oficialul a menționat ce va conține scrisoarea trimisă către reprezentanții Uniunii Europene. În primul rând trebuie să vorbim despre situația din agricultura din Republica Moldova. În cea mai mare măsură, eu am mai fost odată la Bruxelles și am informat și cred că o să mai repetăm încă o dată de ce s-a ajuns în acest impas, care au fost consecințele atât de complicate pentru agricultura din Republica Moldova și în ce mod a influențat războiul, pentru că noi vorbim totuși despre niște lucruri adevărate și obiective. Trebuie de făcut o scrisoare prin care noi informăm despre situația de lucru și celălalt tipuri de măsuri. Totodată, o altă ședință pentru soluționarea revindicărilor înaintate de fermieri urmează să fie organizată și mâine, 28 februarie, a mai subliniat Vladimir Bolea. S-au trasat niște obiective pentru fiecare instituție a statului, inclusiv Ministerul de Finanțe. ODA urmează să transmită așa numitele proiecte cu necesități băncilor, după care este orientativ în prealabil dacă se va reuși, inclusiv cu băncile, este programată pentru mâine o ședință, dar depinde de bănci și de ODA dacă va reuși să-și facă acest instrument. Urmează să ne întâlnim și cu Ministerul de Finanțe. Amintim că săptămâna trecută ministrul Agriculturii Vladimir Bolea și fermierii au discutat într-o ședință despre revindecările acestora, dar și propunerea guvernului privind acordarea creditelor de 500.000 de lei cu o garanție de 90% din partea statului. De asemenea, pe parcursul săptămânii trecute, fermierii au blocat Vama Leușeni și au ieșit cu tractoarele pe traseele naționale din Fălești, Cahul și câteva orașe din Găgăuzia. Producătorii de struguri de masă vor beneficia în următorii 2 ani de o asistență de 350.000 de dolari din partea Organizației pentru Alimentație și Agricultură a ONU. Proiectul de asistență a fost semnat în data de 27 februarie de către ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Vladimir Bolea și reprezentantul FAO în Republica Moldova, Raimund Iele. Consolidarea producătorilor mici, consolidarea diversificării varietăților o să fie un suport foarte bun.
Proiectul Brac nu se susține doar lanțul valoric producător la acest produs, dar și un plan național de investiții care va conține investiții, propuneri de investiții concrete și resurse disponibile de investiții și la fel suport financiar și tehnic pentru producători. Datorită proiectului, producătorii își vor putea elabora un plan strategic de investiții care să fie integrat în cadrul de politici al Ministerului. Mai mult, acesta va facilita crearea a 5 școli de câmp pentru fermieri în întreaga țară, unde producătorii de struguri de masă vor avea oportunitatea să învețe și să adopte tehnici sustenabile de producție și inovații de marketing. De asemenea, va fi înființat un centru de date care va colecta și aduna informații relevante pentru sectorul strugurilor de masă, ulterior urmând a fi gestionat de Oficiul Național al Viei și Vinului. Noi vom susține crearea unui lanț valoric cap-coadă acestui produs de înaltă plus valoare. Prin prisma acestui proiect se va lucra cu asociațiile de profil a agricultorilor care cultivă struguri de masă și credeți-mă că asociațiile de profil sunt acele identități juridice care aduc extraordinar de mult plus valoare activităților, consolidarea lor, extensiune pentru ei, susținerea tehnică pentru ei ca să se organizeze, să promoveze, funcționeze, este una dintre prioritățile acestui nou program. Potrivit datelor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Republica Moldova produce anual peste 130.000 de tone de struguri, dintre care aproximativ 60% sunt exportate. Startup-ul israelian Robotic Perception a dezvoltat o nouă soluție de tăiere robotizată pentru livezi și podgorii. În cadrul Old Fira 2024, compania a demonstrat un prototip al dispozitivului său de tăiere robotizat cu acționare electrică, care a fost atașat în partea din fața unui tractor. Robotic Perception testează în prezent diferite camere, 2D și 3D, inclusiv cunoscutele camere InterReal Sys și Z, pentru a determina întreaga structura copacilor și a identifica ramurile potrivite pentru tăiere. Identificarea se face cu ajutorul instrumentelor de inteligență artificială ale companiei. Inițial s-a pus accentul pe tăierea viței de vie, despre care compania spune că este relativ simplă. Cu toate acestea, tăietorul de crengi a întâmpinat unele dificultăți în găsirea ramurilor potrivite în timpul unei demonstrații. Robotic Perception plănuiește să lanseze pe piață primul său produs până la sfârșitul anului 2024. Echipamentul cu 6 sau 8 brațe robotizate și pruncultoare electrice tractat de un tractor și acționat de priza de putere a acestuia ar trebui să poată tăia și controla până la 2 hectare pe zi. Un braț robotizat cântărește aproximativ 30 de kilograme. Se estimează că noul echipament va costa de la 150.000 de dolari. Republica Moldova și Ucraina trebuie ajutate pentru a deveni sustenabilă economic. Declarația a fost făcută de premierul român Marcel Ciolacu în fața investitorilor americani prezenți la evenimentul AmCham CEO Business Forum. Potrivit lui, războiul din Ucraina ar pune presiune pe economia țării noastre. Uitați-vă la dinamica războiului din Ucraina și a interesului din ce în ce mai crescând a Federației Ruse, măcar politic, să gestioneze Transnistria. Și sunt ferm convins că știți la fel de bine ca și mine ce va urma. Avem o obligație morală față de românii noștri din Republica Moldova. Și va trebui cumva să vă convingem pe dumneavoastră care ați investit în România să găsim garanțiile pe care să le ofere statul român, poate și statul și Statele Unite ale Americii, deja și Germania, după discuția, cancelarul Olaf Scholz ar fi interesat să ofere garanții pentru companiile germane care activează în România, astfel încât să încercăm să echilibrăm un pic sustenabilitatea Republicii
Moldova. Pe parcursul anului trecut, peste 35% din mărfurile Republicii Moldova au ajuns pe piața din România, în creștere cu 6,4% față de anul 2022, relevă datele Biroului Național de Statistică. Potrivit sursei, țara noastră a exportat în România mai mult decât în alte 26 de țări ale Uniunii Europene, iar statul vecin a fost principala piață de desfacere pentru cerealele din Republica Moldova. Scandal din cauza unui drum la Chircăiești, raionul Căuceni. Mai mulți vecini din localitate învinuiesc o familie că o parte din teren care servea altădată drept drum de acces a fost îngrădit acum 2 ani și transformat în proprietate privată. Mă, dumneavoastră, sunteți în mahala asta. Dacă vreți, luați pământ, luați. Dacă vreți, faceți. Măi, pui mâine vin sunt o grada mea, spuneți că vă trebuie faceți aici în poartă. Voi faceți, că voi nu aveți frică. Nu. Lumea nu iese, că voi vecinii de la deal au fost bătuți cu hărliet, cu șocanul în cap. Și la urmă rămas tot gunoi și punem fața noastră. Chiar gunoi pe râpă. Vecinii care au locuit o viață în această zonă spun că s-au trezit peste noapte cu drumul acaparat și puși în situația să înconjoare o parte din sat pentru a ajunge la terenurile lor agricole. De când vor să închidă drumul, au pus copaci să-l cânti și apoi s-au închis drumul și iar m-au pus un rând de copaci și au mutat iară gardul. Aia că tălăis, ia că și să văd copaci aici unde și fer tot ăsta e nelegitim. Ăsta nu e, aici oameni sunt cu bărul la vale. Am pus copaci acolo de salcân. Și fiorul lui a zis, a fost la primărie și a zis că lăsați măcar 3 ani ca să crească copașii. Și așa și s-au întâlnit. Nu s-au mai deschis, nu s-au mai făcut nimic. Trece un om bătrân, are o văcuță, să duce, pide dreptul ceu. Vacile, sara lintărâne vacile, să duci săracul om kilometri pe damba aceea, să duci și ducă vaca să o aducă. Pentru că le trebuie lor, că e neacă. Eu vă întreb, câți ani au uit când în satul ăsta, că de la părinții au rămas casa. Nu e neacă până acum, ia că acum e neacă. Femeia care îi se aduce învinuirea afirmă că în acest loc nu a fost niciodată drum. Ea susține că pe timp de ploaie și roaile îi necau gospodăria și din această cauză a decis să închidă accesul. Aici la noi, de la gard și până aici, ea mai sunt încă 1,5 metri. Noi am lăsat așa de la gard să nu ieși pe rău. Și dacă noi luăm 1,5 metri până aici, ea, la noi este numai băcățica asta. Dar și am tot la primărie ne-a dat voie să punem salcânul ăsta, să ne apărăm. Și dacă e 1,5 metri de la stâlp aici, ia, băcățica asta, de la gard fiecare om, cât are dreptul să ții, să nu starchine transportul pe gard. Nu înțeleg deși de cine au așa mari pretenții pe râpa asta, că aici nu-i drum, dar aici e o scurgere de apă. Vecinii familiei Buga au depus o cerere la Consiliul Local din Chircăiești și insistă ca drumul să fie accesibil pentru toți. Între timp, secretara Consiliului Local Chircăiești afirmă că primăria cunoaște despre acest scandal, dar că, din cauza că terenul nu a fost delimitat, urma ca o comisie creată la nivel de localitate să meargă la fața locului pentru a efectua măsurări. Noi acum am avut ședință extraordinară. La ședința Consiliului Sătesc a avut loc pe data de 22 februarie, unde am format comisia administrativă, după care va merge la fața locului și să constate cazul, ce vor vedea acolo. Situația urmează să fie discutată la ședința următoare a Consiliului Local Chircăiești, inclusiv cu prezența specialistului funciar din primărie și a inspectorului pentru protecția mediului. Autoritățile au venit cu o reacție la protestul organizat duminică în centrul capitalei de asistenții personali. Potrivit lor, din cei 630 de asistenți personali care se află la evidența Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului Chișinău, aproape jumătate au rămas fără 50% din salariu. Alți 180 de asistenți personali vor activa și în acest an pe o funcție întreagă, iar restul pe 0,75. Niciun asistent personal din cei 630 nu a fost demis. Declarația a fost făcută de șeful instituției Tatiana Oboroc în cadrul ședinței operative a serviciilor primăriei. Din 630 de asistenți personali care sunt în serviciul nostru acum, niciun asistent personal, în primul rând, nu a fost concediat. În urma evaluării, în jur la 200 de asistenți personali beneficiază de 40 de ore de asistență personală, în jur de 300 beneficiază de 0,5, 4 ore pe zi și o parte din ei pe 0,75.
Tatiana Oboroc a subliniat că municipalitatea a acționat legal atunci când a redus regimul de muncă pentru asistenții personali. În urma evaluării serviciului de asistență personală, deci comisia a constatat pentru că asistenții personali nu asigură asistență personală beneficiarilor 40 de ore la unii, dar numai 20 de ore pentru cei ce pot fi remunerați. Asta prevede cadrul normativ, prevede regulamentul, cadrul și standardele. Nu am făcut nimic ilegal, totul a fost transparent. În același timp, ea a menționat că deseori serviciul de asistență personală este confundat cu indemnizația de îngrijire a beneficiarului. De fapt, acesta presupune că asistentul personal este angajat, respectiv are obligații contractuale stabilite prin lege. Și în cazul în care, da, eu, situația când mama, părintele este angajat ca asistent personal, chiar în cadrul evaluării vreau să fac o remarcă aici, că unii din asistenți personal considerau că serviciul de asistență personală, asta e ceva, un ajutor, e un ajutor bănesc pentru ei. Deci nu, hai să nu confundăm lucrurile. Asistent personal poate fi și o terță persoană. Ea este angajat, care primește salarizare, pentru a se ocupa cu acest copil cu nevoi speciale, pentru a-l integra în societate, incluziune socială, educare și alte criterii care sunt stabilite în hotărârea de guvern. Precizăm că mai mulți asistenți sociali din capitală riscă să fie concediați, iar cei rămași să primească un salariu cu 50% mai mic. Primăria a justificat decizia prin resursele insuficiente din bugetul municipal și a acuzat la rândul său guvernarea că a provocat situația prin refuzul de a plăti salariile asistenților sociali din bugetul de stat. În prezent, un asistent personal primește un salariu de aproximativ 3.100 de lei. Din 2025, cetățenii Republicii Moldova ar putea călători cu buletinul în țările din Uniunea Europeană, a declarat directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Ieșanu, la o emisiune de la postul public de radio. Potrivit acestuia, din luna martie anului viitor, actele de identitate vor fi îmbunătățite. Sperăm din anul viitor să emitem, dar numai târziu de martie 25, să venim cu un nou buletin de identitate, cartea de identitate a cetățeanului, care va corespunde într-o totul cerințelor europene. Și ele vor avea și, inclusiv și un portător de informații. Marele avantaj al noilor cărți de identitate, buletine de identitate, cu timpul ele vor fi suficiente pentru a călători inclusiv în Uniunea Europeană. Știți, în Uniunea Europeană, deși poți frontierele, deci, sunt deschise, nu vom mai avea nevoie de pașaport, de călătorie, dar vom putea călători și cu buletine. Da, exact același lucru este valabil și în cazul, de exemplu, Ucrainei, care cu ceva 2 ani urmă a fost semnat un protocol prin care se pot trece frontiera cei cu buletine biometrice. Amintim că ultima dată guvernul a modificat buletinele de identitate, permisele de conducere și certificatele de înmatriculare ale vehiculelor în 2015. Astfel, cetățenii care și-au perfectat acte au beneficiat ulterior de modele noi de documente. Această modernizare se încadrează în cerințele standardelor și directivelor europene. Cinci autocamioane au pornit spre Ucraina. Guvernul Republicii Moldova transmite țării vecine un nou lot de ajutor umanitar de peste 75 de tone, în valoare totală de 5 milioane de lei. Camioanele au fost escortate de Inspectoratul General pentru situații de urgență. Lotul este compus din bunuri din domeniile energetic-medical, cum ar fi sisteme pentru transfuzia sângelui și dezinfectanți, dar și alimente sub formă de conserve. Reamintim că ajutoare similare au fost acordate statului vecin și pe parcursul anului trecut. Ministerul de Interne primește din fondul de rezervă al guvernului mijloace financiare în valoare de peste 100.000 de lei pentru cheltuieli de transport, în vederea asigurării intervenției operative în acordarea ajutorului umanitar. Guvernul a decis acordarea ajutorului umanitar după ce, pe 15 noiembrie 2023, Ministerul de Externe al Republicii Moldova a primit o listă cu bunuri necesare din partea autorităților din Ucraina, se precizează în comunicatul emis de IGSU.
Motorina continuă să se ieftinească, iar benzina rămâne la același preț. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețul plafon la benzină și motorină pentru miercuri. Astfel, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 25 de lei și 13 bani. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile pe Corin Țară la un preț maxim de 22 de lei și 73 de bani pentru un litru, în scădere cu 11 bani. Astfel, în raport cu septembrie 2021, prețul maxim de comercializare al carburanților de tip standard, care este stabilit drept de către ANRE, rămâne mai mare cu 4 lei și 5 bani per litru în cazul benzinei A95 și cu 7 lei și 10 bani per litru în cazul motorinei standard. După o perioadă în care s-au înregistrat creșteri constante ale prețurilor la carburanți, actualmente ANRE atestă o stabilizare și chiar o ușoară descreștere a acestora. Tendința respectivă se bazează exclusiv pe evoluția cotațiilor plați înregistrate pe piețele internaționale, care în ultimele zile denotă o ușoară tendință de scădere. În perioada 19-25 februarie, Serviciul Vamal a încasat la bugetul de stat peste 664 de milioane de lei, aproximativ 33,2 milioane de euro, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 111%. În această perioadă, persoanele fizice au introdus bunuri a căror valoare în vamă depășește limita neimpozabilă, fiind încasate plăți de peste 20,4 milioane de lei, ceea ce reprezintă 3,1% din totalul sumei. Banii colectați de la contribuabili sunt vărsați direct în bugetul de stat și redistribuiți pentru salarii, dezvoltarea infrastructurii și alte proiecte. De asemenea, pe parcursul săptămânii trecute au fost perfectate peste 12.200 de declarații vamale, iar fluxul mijloacelor de transport a constituit aproximativ 57.780 de traversări. Cele mai tranzitate posturi vamale rămân a fi Leușeni și Sculieni cu peste 14.900 și respectiv 12.565 de traversări. De la începutul anului, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat în jur de 4,6 miliarde de lei. Sute de palestinieni s-au adunat duminică printre ruinele orașului Gaza, așteptând ca ajutoarele de care au nevoie să ajungă în teritoriul asediat. De cealaltă parte, grupurile umanitare spun că au întâmpinat dificultăți în a ajunge în alte părți ale enclavei pentru a oferi asistență. Din acest motiv, localnicii spun că nu mai au cu ce să-și hrănească familiile și sunt pe cale de a muri de foame. Nu pot să-mi hrănesc proprii copii. Ce am făcut ca să merităm asta? În același timp, UNRWA, principala agenție a ONU care livrează ajutoarele populației din Gaza, a declarat că nu a mai putut livra asistența alimentară în nordul Gaza de peste o lună. Încă din primele zile ale războiului dintre Israel și Hamas, Statele Unite și o mare parte a comunității internaționale au făcut presiune asupra Israelului pentru a permite intrarea mai multor ajutoare umanitare în fâșia Gaza. Dar pe măsură ce luptele continuă, fără a se vedea un final, catastrofa umanitară din această zonă nu a făcut decât să se agraveze. Totuși, în speranța de a dobândi hrană, zeci de tineri stăteau pe mormane de pământ și moloz, așteptând cu nerăbdare. Unii au venit cu cai și căruțe, în timp ce grupuri mari continuau să meargă spre zonă. Sunt aici împreună cu toți ceilalți oameni pentru a primi niște făină. Nu există mâncare în Gaza. Cerem lumii libere să găsească o soluție. Nu mai există foame, temurim de foame. Toți acești oameni așteaptă, chiar dacă vor muri, vor fi împușcați sau vor dispărea. Găsiți-ne o soluție pentru numele lui Dumnezeu. Sunt copii care trebuie să mănânce. Sunt copii care au nevoie de medicamente. Sunt copii care au nevoie să trăiască și să meargă la școală. Noi nu am văzut nimic. Găsiți-ne o soluție. Ridicați asediul. Sunt aici pentru a primi făină sau orice ajutor pentru a-mi hrăni copiii înainte de luna Ramadanului. Nu avem nimic, avem nevoie de mâncare și apă. Ne este frică de război sau de altceva, avem nevoie doar de mâncare și apă. Agențiile Națiunilor Unite și grupurile umanitare spun că ostilitățile în curs de desfășurare, refuzul armatei israeliene de a facilita livrările și instaurarea ordinii în Gaza fac din ce în ce mai dificilă aducerea ajutoarelor vitale în cea mai mare parte a enclavei de coastă. De cealaltă parte, Israelul neagă faptul că restricționează intrarea ajutoarelor și a dat vina pe organizațiile umanitare care operează în Gaza, afirmând că sute de camioane pline cu ajutoare stau degeaba pe partea palestiniană a punctului principal
de trecere. Potrivit datelor ONU, un sfert din cei 2,3 milioane de locuitori din Gaza mor de foame. Carnea de miel și de ied va fi mai scumpă cu cel puțin 20% de Paște, spun ciobanii din România. Asta pentru că sunt mai puține animale față de anul trecut. De vin ar fi seceta de astă vară, care a lăsat pășunele fără suficientă iarbă, iar oile și caprele au rămas gestante mai târziu, iar miei vor putea fi vânduți abia în toamnă. Are 10 kg. Și cât e kilogramul? 25 de lei în vin și 35 carcasă. Eugen Mitrică crește oi și capră de 10 ani în comuna doljeană Amărești de Jos. El spune că anul acesta nu va fi prea multă marfă pe piață, pentru că miei și iezii ar fi trebuit să fie deja născuți. Ori multe oi și capre sunt gestante abia acum. Până la Paște, producția nu va fi generoasă. Trebuia să fie fătate mai de mult, dar a fost din cauza secii de astă vară, s-au întors foarte multe. Mai sunt cel puțin 100 de fătate de acum înainte. Deci, practic, va mai întârzia. Întârzie. Fermierul spune că seceta i-a adus și costuri mai mari cu întreținerea animalelor, cam cu 15%, pentru că au avut nevoie de mai multă hrană. În plus, la asta se adaugă și costurile cu utilajele, carburantul și angajații. Sperăm să fie 25 de lei kilogramul în viu, 35-40 carcasă. Și anul trecut cât erau? 20, 22, 18, depinde. Dacă nu era secetă, erau, ele intrau mai bune în iarnă, a fost mai slăbuțe, a fost nevoie să le furajăm mai mult, să le dăm grăunțe mai multe. Din aceste motive, spune că prețul cărnii de mel va fi mai mare cu 20% de Paște față de anul trecut. Fermierii spun că un mel bun trebuie să aibă 17-18 kg în viu, ca după ce este sacrificat carcasa să aibă 10 kg. Asta înseamnă că un miel poate ajunge și la 450 de lei românești, echivalentul la peste 1700 de lei moldovenești. Ciobanii spun însă că în cazul în care bugetul este mai mic, varianta cea mai bună este iedul, care cântărește mai puțin și are carnea mai dulce. Piața arabă consumă anual între 3.000 și 4.000 de tone de carne de miel din România. În funcție de prețul de acolo, ciobanii români decid cât mai vând și pe piața internă. Leul moldovenesc se apreciază în raport cu euro și dolarul. În același timp, leul românesc, rubla rusească și hrivna rămân neschimbate. Astfel, moneda unică europeană se ieftinește cu 3 bani și are o valoare de 19 lei și 38 de bani. Mai ieftin este și dolarul american. Pentru acesta, Banca Națională a Moldovei a anunțat o cotație de 17 lei și 85 de bani, în creștere cu 4 bani. Leul românesc va costa 3 lei și 90 de bani. Hrivna ucraineană își menține prețul de 45 de bani și rubla rusească valorează în continuare 19 bani. Vremea nu se schimbă esențial nici mâine. Astfel, miercuri la nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 10 grade, iar noaptea coboară până la minus 2 grade. În centru, termometrele vor indica până la 12 grade Celsius. Noaptea, valorile termice vor coborî până la 0 grade. În sudul țării vom avea parte de circa 15 grade pe timp de zi, iar noaptea vor fi în jur de 3 grade. În capitală, temperaturile se vor ridica maxim până la 13 grade, iar minimele se vor situa în jurul valorii de 0 grade. Joi, temperaturile vor oscila între minus 2 și 13 grade, cu vânt moderat și cer variabil.